Un spectacol de teatru pe terasa unui bar, în timpul căruia spectatorii primesc și mănâncă frigărui. O expoziție de fotografie într-o baie în care poți să-ți faci nevoile și să tragi apa. Un blister cu pastile de mămăligă, numite Mămăligin. Zeci de poezii printate și lipite pe stâlpi și pe garduri din sat. Au fost primele mele interacțiuni cu arta independentă din Moldova. Dacă la început m-a atras forma neobișnuită de exprimare, mai târziu am înțeles că arta independentă poate avea loc și în spații convenționale. E mai important ca aceasta să fie făcută din inițiativă personală, fără intervenția statului sau a altei instituții în actul artistic. Mi-am propus să am 12 discuții în care să vorbesc despre cultura independentă din Republica Moldova și să aduc mai multă claritate în definirea acesteia și a rolului pe care îl are în societate. A șasea întâlnire este cu Ana Popa, activistă, inițiatoarea ritmurilor rezistenței Chișinău, pe care le putem auzi la numeroase proteste pe subiecte cu implicații sociale. Mulți te cunosc drept fata care conduce pe cei care bat tobele prin Chișinău. Povestește-mi cum au apărut ritmurile rezistenței. În 2018 am venit în vacanță la Chișinău și am dat peste un grup de tineri protestatari, să le zic așa, în fața cafenele Guguță, sau mă rog, fostei cafenele Guguți, pentru că de fapt momentan e doar o clădire abandonată în parcul central Ștefan cel Mare. Mi s-a părut interesant ce se întâmplă acolo și era cumva foarte inedit pentru Chișinău, pe care eu îl știam. Și am început să îmi petrec acolo cam fiecare zi din vară. Spre sfârșitul verii se planifica un protest mai mare, un protest cetățenesc pe 27 august, într-o zi simbolică. Având experiență deja în activismul muzical, am propus să facem un mic band, o mică trupă cu tobe, care cumva să aducă o notă în plus de ritm la protestele din Moldova. Experiența mea anterioară era din Polonia, unde eu locuisem și unde făcusem parte dintr-o trupă de toboșari, care nu era pur și simplu o trupă de toboșari care făceau muzică, dar era o trupă cărui scop principal era susținerea cauzelor sociale, cauze cu care grupul se identifica și pe care vrea să le susțină prin mai multă gălăgie, ca să-i spun așa. Și mi-a plăcut foarte mult ideea de a combina protestul cu ceva ce vine mai mult din sfera artelor, sfera muzicii. Prima oară când am auzit ROR, așa se numește internațional, ritmurile rezistenței, am fost impresionată de atmosfera pe care o creează la protest. Și mai ales în contextul Moldovei mi-a părut interesant să încercăm asta, pentru că mi se pare că la noi protestele nu sunt mereu neapărat asociate ca ceva tare pozitiv. Multă lume vede, sau cel puțin vedea în 2018 protestele ca pe niște oameni care doar vin să țipe în stradă, dar fără niciun scop foarte clar. Deci în vara lui 2018, la începutul lui august, am decis să propun persoanelor de la Occupy Guguță să încercăm așa un band, o trupă de tobe. Și vreau să spun că la început lumea n-a fost foarte entuziasmată, pentru că de fapt la prima repetiție anunțată au fost doar vreo 3-4 persoane. Dar îmi pare că cu timp oamenii au înțeles de fapt puterea pe care o aduce și cumva plus valoarea pe care o aduc ritmurile de samba în protest, și astfel din 2018 am început să dezvoltăm acest concept de tobe la proteste și la cauze sociale cu care noi rezonăm. Aici vreau să ajung. Voi de ce bateți tobele? Noi batem tobele, în primul rând, ca să fie mai mult zgomot. Motiv foarte practic, da? Pur și simplu, în momentul în care tu bați tobele, sunetul se răspândește la distanțe mai mari și ajunge la, să zicem, mai multă lume, să sperăm. Dar la nivel simbolic, pentru noi solidaritatea este un instrument foarte important și noi considerăm că trebuie să fii prezent și să susții cauzele în care tu crezi, din orașul, din țara ta. Și atunci noi batem tobele cam la toate evenimentele pe care le considerăm importante să le promovăm și să le dăm mai multă atenție și mai multă rezonanță în societate. De asta noi, în principal, susținem foarte multe cauze legate, de exemplu, de ecologie, de schimbările climatice, și când erau proteste ale tinerilor de la Extinction Rebellion sau Fridays for Future și ne chemau la protestele lor, tot timpul mergeam cu mare drag. De la cauze ecologice până la cauze politice, când noi în 2018 și 2019 foloseam tobele ca un instrument de a promova valorile democratice și de a protesta împotriva
atât sistemului oligarhic din acele vremuri, cât și a nedreptăților sociale și politice din acele vremuri, foloseam tobele să atragem atenția asupra acestor probleme și cam ăsta și este scopul ritmului rezistenței. Ele sunt cumva ca un fel de instrument tactic, ca să zicem, care uneori reușește de fapt să aducă la iveală niște chestii pe care oamenii cumva le știu, dar nu sunt așa de evidente. Aici, ca să fiu mai concret, mă refer la situații cum am avut noi în iarna lui 2019, când este destul de inocent de a merge și a bate tobile la Nispăreni, locul de baștenă al lui Vladimir Plahotniuc, a trezit foarte mult controvers, să zic așa. Am fost urmăriți de poliție și opriți și mai că nu ne s-au confiscat tobile pentru că nu aveam documente pentru ele, ceea ce și-a devenit în anumite cercuri un fel de mem despre documentele pentru tobe. Deci, cumva, asta e interesant, că e o chestie jucăușă și o chestie aparent foarte inofensivă, care, de fapt, în anumite contexte poate să transmită un mesaj foarte puternic și să aduc cu ea mult mai multe decât doar niște oameni care bat niște ritmuri de samba. Care e relația voastră cu statul? În principiu, la bazele ritmurilor rezistenței, care e, de fapt, o rețea internațională de toboșari și toboșare din diferite țări și orașe ale lumii, la bazele și principiile ritmurilor rezistenței stă, cumva, opoziția față de puterea exclusivistă și autoritară. Și de asta deseori există într-adevăr această relație complicată, zicem așa, cu statul ca și structură de guvernare politică, dar nu știu, probabil de fapt sunt grupări ror care sunt mai radicale decât noi și care sunt într-adevăr mai anarhiste în principii. Cumva asta și interesant că Ror Chișinău a fost mult mai divers în păreri politice, să zic așa, și dacă, de exemplu, ritmul rezistenței din Polonia, cu care eu eram familiară, era mult mai fidel ideilor anarhiste și ideilor de stânga, cumva Ror din Chișinău avea un mix de persoane și mie, de fapt, mi se pare asta o valoare și mi se pare asta ceva foarte fain, faptul că rămânem un grup deschis pentru orice persoană care, indiferent de părerile politice, atâta timp cât se identifică cu, să zicem, principiile de bază ale noastre, care sunt nediscriminarea, antirasismul, toleranța, solidaritatea, atâta timp cât se regăsește în valorile principale, în principiu nu există o selecție după viziuni politice la noi. De aceea, cred că fiecare membru ROR pe care îl întrebi despre relația cu statul, probabil o să aibă alt răspuns și probabil fiecare dintre noi construiește diferit, de fapt, această viziune. Există o legătură între ritmurile rezistenței și cultura independentă? În contextul local, pentru Chișinău, da, există, pentru că noi tot consider că suntem un fel de manifestare culturală prin ceea ce facem, e cumva la intersecția dintre artă, cultură și activism civic. Asta unu și doi, noi am susținut inclusiv cauzele legate de cultura independentă și spațiul în care noi repetăm din 2018 este puternic legat de cultura independentă, pentru că noi repetăm încă de la cam din primele luni ale existenței noastre, am avut mereu cumva ușile deschise în spațiile și inițiativele care există la Muzeul Zemstvei sau Casa Zemstvei, un spațiu care e foarte important pentru scena culturală independentă și inclusiv pentru că oferă posibilitatea la astfel de inițiative ca noastră să existe, să aibă un loc în care să se întâlnească și asta e extrem de important, mai ales în contextul în care sunt foarte puține spații care se ofere grupurilor neformale de la firul ierbii locuri unde să se întâlnească, să repete, să-și desfășoare activitatea, să zicem, un minim de costuri, pentru că asta e o problemă mare acum, să găsești spații în care să poți funcționa fără plăti chirii imense. Și atunci locul ăsta este foarte relevant pentru noi și noi ne-am implicat tot timpul, inclusiv în lupta pentru revendicarea și apărarea acestui spațiu și inclusiv mi-amintesc un protest foarte, foarte important și frumos pentru mine și pentru noi ca ROR, când am început o serie de neînțelegeri și chiar, să zicem, potențiale evacuări din Muzeul Zemstvei a unor inițiative și grupuri de acolo și a fost o mobilizare extraordinară a grupurilor care acolo coexistau și am reușit să facem un protest
al artelor și al artiștilor și artistelor, în care tobele lor, tobele noastre cu ritmuri, să zicem așa, mai cu de proveniență braziliană s-au combinat cu tobele de proveniență africană și cu spectacol de foc și cu teatru și cu o grămadă de alte tipuri de artă și asta a fost așa un moment de, nu știu, un moment extraordinar de comuniune a tuturor inițiativelor de la Zemstvei. Ce reprezintă activismul pentru tine? Activismul poate să ia extrem de multe forme și la noi, din păcate, probabil mai există conotația asta cu nomenclatura sovietică, când activismul era mai mult sau doar de partid, dar de fapt în foarte multe țări din afara sferei sovietice, activismul este un termen cât se poate de pozitiv, care denotă pur și simplu implicarea activă a cetățenilor în procesele din societate și în procesele care țin de ei, de locuitorii și locuitoarele unei țări, unui oraș, unei comunități și așa mai departe. Ce înseamnă cultura independentă pentru tine? Pentru mine, cultura independentă e toată cultura și formele ei care are loc în afara pereților instituțiilor de artă de stat. Toate încercările de a exista în spațiu unui oraș sau unei localități, unui sat, care încearcă să aducă o perspectivă sau o viziune nouă asupra lumii, în forme artistice sau chiar și nu neapărat, pentru că cultura, după mine, e de fapt despre mult mai mult decât doar artă și cultura, de asemenea, nu este doar, în înțeles, un gust de cultură înaltă prin care noi nu știu, la concerte de muzică clasică și, nu știu, la operă, dar, de fapt, cultura poate să fie și cultura spațiului stradal, cultura grafitiurilor de pe pereți și are mult mai multe semnificații decât ceea ce noi, în mod normal, definim ca fiind cultură. Și cred că tot neconvenționalul și neformalul care iese din anumite cadre pe care noi le considerăm în mod tradițional ca fiind cultură. Cam toată asta pentru mine e cultură independentă. Cum vezi o societate a Republicii Moldova în care ai vrea să trăiești? Îmi doresc o societate care, în primul rând, să nu vrea mereu să copii neapărat ceva din orice direcție, vest sau est, nu contează. Mi-ar plăcea să ne putem crea o identitate proprie. Mi-ar plăcea să existe mai mult acces la spațiile publice, care, din păcate, încep să dispară. Aș vrea mai mult implicare din partea oamenilor în problemele cu care se confruntă societatea noastră. Și pe de altă parte îmi doresc să existe deschidere și răspuns proactiv din partea structurilor de stat care au de fapt influența și puterea să se ducă la aceste schimbări. Formulează, te rog, o întrebare pentru un om din cultura independentă pe care să o dau la următoarea întâlnire. De ce crezi că cultura independentă are dificultăți ca să existe în Republica Moldova? Și acum? Care e locul tău ideal de muncă? Un spațiu în care să-mi pot mereu confrunta și consulta ideile cu alte persoane, un spațiu comun în care să putem împreună ajunge la idei mai bune prin dialog și prin discuție. A fost un dialog cu Ana Popa, activistă, inițiatoare a ritmurilor rezistenței Chișinău. Discuție facilitată de Coaliția Sectorului Cultural Independent, realizată în parteneriat cu Radio Moldova și cu sprijinul financiar acordat de Biroul de Cooperare al Elveției.